Loredana a învins stereotipurile și ne-a surprins pe mulți dintre noi. Am văzut portofelul în fața dispensarului, l-am luat jos și l-am dus la poliție, pentru că nu eu am muncit pentru bani. Noi suntem oameni săraci, dar cinstiți. Realitatea TV și Habitat for Humanity România vă propun să-i dăruim tinerei de 20 de ani, cu sprijinul dumneavoastră, un crâmpei de speranță, o casă pentru ea și familia ei. Cont pentru donații deschis la BRD, sucursala Oradea. Dăruiește o speranță!